O delegație din care au făcut parte miniștrii de resort și responsabilii din cadrul Complexului Energetic Hunedoara a fost în China în cursul lunii mai. Atunci s-a discutat despre intențiile pe care asiaticii le au în ceea ce privește sistemul energetic din Hunedoara, iar acum există șanse ca acestea să devină realitate. În această perioadă, delegația chineză de la Compania Națională de Electricitate și Inginerie, interesată de a face investiții la termocentrala Mintia, discută cu reprezentanții Complexului Energetic Hunedoara și cel mai probabil planurile se vor concretiza în perioada următoare. În această perioadă am primit vizita delegației chineze care este interesată de investițiile pe care le preconizăm să le facem la termocentrala Mintia din cadrul complexului. Sunt practic o continuare a discuțiilor din aprilie de la Deva, din mai de la Beijing. Între timp noi am finalizat caietul de sarcini, am publicat pe SEAP și chinezii și-au păstrat intenția de a investi și fac primii pași, preluarea caietului de sarcini, întrebările care le-au depus și pregătirea ofertei. Aceste investiții sunt absolut necesare, deoarece există riscul de a intra în conflict cu Uniunea Europeană din cauza faptului că nu sunt respectate normele de mediu. Este absolut vitală din cauza problemelor legate de mediu pentru a nu intra în conflict cu Uniunea Europeană, trebuie neapărat demarat în acest an. Vorbim de investițiile de desulfurare la grupurile 3 și 4 care sunt de cele legate de mediu, plus retehnologizarea unui grup a grupului 4, care ne-ar permite să avem două grupuri în stare foarte bună de funcționare și fără probleme de mediu, exact ca și la termocentrala de la Paroșeni, unde avem un grup retehnologizat și unde deja am demarat investițiile de mediu. Până în prezent, doar asiaticii s-au arătat interesați de aceste investiții, însă, potrivit lui Andronache, mai este timp ca până în 26 septembrie, atunci când este termenul limită pentru a se prezenta ofertele, să mai fie și alții interesați. Valoarea totală a investiției se ridică la 230 de milioane de euro și, prin aceste procese investiționale, după anul 2016 la Mintia nu vor mai exista probleme legate de mediu.